La Piatra Neamț, reprezentanții grupurilor de acțiune locală din întreaga țară au discutat despre pregătirea și implementarea activităților specifice acestor programe. Cooperarea și schimbul de idei, dar mai ales rezolvarea problemelor care afectează membrii galurilor, au fost temele importante ale întâlnirii la care au fost prezenți și oficialii cu putere de decizie din aparatul administrativ central. Proiectele de cooperare sunt foarte importante din perspectiva transferului de cunoștințe între grupurile de acțiune locală, atât din România cât și din alte țări europene. Este un pas ambițios. Se fac reglajele pentru tipul acesta de proiecte. Cooperarea și a pune cunoștințele și resursele în comun reprezintă în sine un exercițiu destul de dificil. Apoi, chiar partea de implementare efectivă reprezintă o provocare, a precizat Alexandru Potor, secretar de stat la Ministerul Agriculturii, în timpul discuțiilor. Sprijinul pentru pregătirea și implementarea măsurilor de cooperare are două componente. Prima se referă la asistența tehnică premergătoare și a doua componentă se referă la implementarea activităților. Alocarea financiară totală în perioada 2014-2020 este de peste 16 milioane de euro, din care 20% reprezintă sprijinul pregătitor, iar diferența este pentru implementarea proiectelor. Programul LIDER finanțează 239 de galuri, numărul aproape s-a dublat, se acoperă peste 90% din teritoriul eligibil al României, care înseamnă spațiul rural și orașele sub 20.000 de locuitori. Eu cred că până la sfârșitul acestui an ne putem duce până la 60% din acei 500 de milioane de euro de pe întreg PNDR. Același reprezentant al Federației Naționale a Galurilor de Acțiune Locală a anunțat că valoarea maximă a sprijinului nerambursabil pentru asistența tehnică este de 5.000 de euro pentru intenția de a desfășura cooperare transnațională și 2.000 de euro pentru cea interteritorială.